Da, m-am... Salutare, guys, și bine ați venit Acum la un hai să episod. încerc Astăzi o cum să să fac. filmăm un convoi special pe care o să fie tot postat pe canalul de YouTube. O să fie un pic cam lung, desigur, mă scuzați că le postez așa, Da. dar sunt cel mai bune roleplay-uri făcute vreodată. Da. Nu știu de la ce s-aude așa. Nu știu de la ce s-au zis. Gen, așteptăm până îmbarchează. Bun, bun, el acum ajunge cu trocaricele mașinalei mică în oraș și se rezolvă. Da. Deci, după cum v-am zis, avem un convoi special. Să aveți aici la guvern. Da, e frumos. O să le editez videoclipul încât să fie chiar un pic, na, mai mic. Până vă 20 de minute, dar na, știți cum e, vă puteți pune ceva de mâncat, adică într-o oră puteți efectiv să stați și să faceți multe. Așa că nu uitați de butonul de like, subscribe și let's go! Am înțeles. Pentru transportul din seara asta la care am vorbit, dacă știi. Da, da. Să trăiți, domnule! Hai să ne trăiți, stimă și respect. Colegul, ai ceva de mâncare? Să trăiți. N-am colegul, scara. Ce colegul, îți dau eu. Hai mai încoace. Ce-ți faci, mă? Nu se vine boss. E acum cu trocarici în oraș și ajunge imediat. Merge mașina, da, aia de rupă. Eu trebuie să merg să... Aleu, ce... Îl scuzeați pe colegul nostru, e mai prost de fel. Spuneți, continuați. Am amic ca colegul. Eu trebuie să merg să iau elicopterul. Și am să-l coordonăm pe domnul de la de pe vas când ajung. Am înțeles. Pilotare plăcută. Deci, dacă și cu vedeți atent. Că survolează două elicoptere pe acolo, puteți începe să vă pregătiți să veniți, da. Da, da, da. Bun. Okay. Bine, deși ok. Să ne vedem cum e, domnule, și să fie un transport cât mai sperăm ușor. Sperăm să și fără probleme. Da, da, da. Bine, domnule, zi bună să vă țin. Lasă colegul buletinul acum. Întrebarea într-un fel ar fi că trebuie să ne îmbrăcăm într-un fel sau putem rămâne așa? Puteți să rămâneți așa dumneavoastră, sunteți doar șoferi. Da, de asta întreb, știi? Asta vorbești cu șeful, coleg, cu șeful nostru, nu cu domnul. Bine, da, poate nu are treabă. Are el vreo... momentul care îl aveți dumneavoastră, din partea mea puteți să rămâneți așa. Cu șeful Vișinescu noi vorbim. Da, dar crezi că are o preferință, domnul. Nu. Bine, domnul Hyper, dacă aveți și altă uniformă și doriți să fie acolo în sertare, dacă înțelegi ce vreau să spun? Da. Îmi spuneți și eu pot să pun acolo pe mărimi, pe tot ce trebuie. Am înțeles. O să mă duc cu croitorul, domnul, că Da. Sunteți și croitor dumneavoastră. Păi mie îmi dați mărimile, îmi dați coduri de culori, tot ce trebuie și eu le dau croitorului să le pun acolo în sertare. Desigur. Am înțeles. Chiar ar mai merge o uniformă, șeful. Mărime mai așa un pic mai către plinuț, aveți? Poliție pe aici, pe la firma, colegi? Nu, nu, la fel, la fel. Poliția, e de la guvern. E de la guvern, nu aici. O să avem un mic convoi. De fapt, mare. Iar vorbește ăla cu mamaisa. Aole, stai că mă duc să mă... Mie, că s-am... Bă, am întrebat de haine că na, poate pare o preferință, știi? Câți ani are mamai ta? Colega, aici ai vrut să fii mai deștept, ai băgat să... Fă mai șmecher. Păi, iar ai vorbit, mă, cu mamică ta. Cât vorbești cu mamică ta aia? Mă, să bag o țigară. Eu ți-am zis, eu ascultă-mă tu, bă. Să te puști rec. Valia, bună ai tăcut? Mamă, vară nu se mai arată asta. Asta nu mă intrig. S-au făcut flash. Ia zi mă, n-ai venit după mine, fricosule care ești. Să-mi vezi cu legii, fii cu ok. Gata colegii, gata, hai să ne potolim, să ne vedem de viață. Nu, nu, nu. Ia zi mă, că mi-e aici. Bă, du-te mai acolo. Ia băteți-vă mă, rate. Colegul mă duțu. Ia zi mă, aur, câine, ia zi mă, câine. Se aruncă vorbe grele. Colegul mă duțu. Da, colegul, si. Si, colegul, ești. Tu și mie breu mașină să mă plimb. Liniștește-te, stai că scot acum. Adică nu are sens să intri la pușcărie pentru altcineva, da? Liniștește-te.
Se vede pe fața ta că ești nevoie. Îl vezi pe băiatul ăsta, îl vedeți? Dacă nu te năveu la palme pe tot. Un rol pe ce face băiatul ăsta de efectiv, stai și te miri. Jur. N-are sens. Deci, așa de fain înțelegem tot. Eu o băgam neaș pula. A, pe... A da. O băgam neaș pula. Colegul, să te mănânce. Du-mă la spital repede. Dacă e puternică mașina asta, n-o ce? Mă doare piciorul drept, pula mea. Da. Nu mă lasă, păi ești prost? Hai de pula mea. As, hai că ți-o spun eu la șeful treaba asta, mersi. Dai dracu cu mine. Pup te bă. Ești tu valoare, săracule. Hai să dăm un transport ăsta. Da? Ce ești elicopterul, că nu vine niciun elicopter. Elicopter. Stai mă. Liniștiți-vă, colegii, n-are sens. Zic eu că o să fii sclavul meu. Te conduci poamea cu 10-0, taci. Colegul care a dat peste mine, acum hai și du-mă la spital. Hai să te duc, hai. O, băgăm neaș pula în dracu. Dacă iar îl face schema. Mamă, coaie. Hai mă, cața și bata urcă, ce pe aștept să joci mașină. Hai, coaie, că nu mă pot ridica. Bac pula, deschide mașina. Ai deschis, să mă. Pula mea. Hai, du-te mă. Bă, dar nu cred că am peste să vă mai duceți. Ba, avem, că medici n-avem, du-te, hai. M-am încercat să luam medic, dar crezi că am. Fută-te, Dumnezeu. Bă, gămi-o și pula, dragul. Bă, vezi că ai luat-o pe gândul, că sens. Hai că, oh. Repede o văzut cu ăla. Fut-o-l în gură să-l fut. De pula mea, dar ce te-ai dus? Băi, dă mașina aia, alea, că să mă duc. Uite, mă duc în casă, să-mi iau telefonul. Dar nu e a mea, că ai luat colegul. Pula! E clar. Treaba. Da. Deci cam trebuie să stau. Nu știu dacă mor, ceea ce se întâmplă, că e prima dată când mor pe server, așa că da. Să-i fut condusul. Respawn în 54 de minute, cu aia. Sper că nu-mi pierd tot ce am la mine, adică, na. Băi, nu știu, e prima dată când mor, gen, ică, și... Da, hai să vedem ceea ce se poate chiar întâmpla, adică într-un fel aș fi chiar și curios. Uite-te cu aia, e patron acolo, eu nu mai zic nimic. Da. Uite-te cum stau și pierd efectiv un roleplay, că băiatul meu nu are niciun stres, adică... Da. Ne distrăm, asta e. Bun, deci hai să vedem. Ce ne ți-a pus APR? 2000. Tot ce ați fost confiscat. Bro, tu vorbesc serios? Adică... deci nu cred că m-am nici permis, nu cred că m-am efectiv nimic. Nu. Da, deci de acum am mai pe scurt am belit pula. Și nu pot să mă duc înapoi să spun că, bă, uite-te care toată schema. N-am ce să fac. Asta e. Trebuie să mă risc, sper că nu mă prinde nimeni, nu m-am nici permis, nu m-am nimic la mine. Deci, da. Mai permânește în cambelito. Sper să nu m-a fi prins poliția.
Aia toată schema, deci de acum trebuie să am mare grijă, trebuie să-mi iau telefon și stație, neapărat, mâncare. Percare, aici e mâncare și așa mai departe. Bun. Hai să vedem. Deci am o cheie de la mașină, telefon. Mam. Telefon, stație, 15 ouă, asta îți dă cel mai mult HP. Și de boot ar fi, de boot, 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 boot. Boot, mă. Îmi trebuie de boot apă. 15, perfect. Hai că am acolo, de n-am treaba. Hai că am înțeles și pe asta, nu m-am permisul. Nu știu ce o să fie, în fine. Deci o să încerc să editez multe faze de aici și sperăm că... Da, o să fie ok și pentru voi ca să înțelegeți ceva din videoclip. Gen, până acum o să las. Ca să vadă numai o parte o să editez când am stat eu, când am stat eu afk. Și după aia... O să vină faza de a face în felul următor să la convoi. O să văd cât o să-l pot edita, că nici nu o să-l țin foarte mult dacă nu e așa interes, adică nu se vorbește foarte mult sau uite că dacă nu o să văd nimic interesant o să-l editez. Dacă încep să o să și să văd interesant, atunci da. O să facem cum face toată lumea. Din păcate, îmi pare rău. N-am ce să fac, merge pe contrasens. Acum ar spune unii contrașanț. Dacă ar spune cineva că ăsta nu e off-road, ba, e off-road, că... Nu cred! Băi, eu intru în pușcărie, gata. Hai să încercăm să... Da. Bună ziua, în primul rând, aș vrea să vă lăsați... Bună seara! Poftim? Cam bună dimineața, doamne, dar nu știu să zic. Lăsați geamul jos. Da, nu știu, nu merge bine rău, să mă scuzați. Ok, ofițer Frank din Gogi, din cel departament de poliție urbană, v-aș ruga să-mi dați pe un buletin și un permis auto. Uite, asta e o problemă legată. Am avut o problemă înainte cu o mică chestie. M-am trezit la spital dintr-o chestie și... dintr-o chestie în care ar complica un pic îngerașul, dacă mă înțelegeți. Mai pot scurt, n-aveți buletin. Poftim? Mai pot scurt, n-aveți buletin și permis. Ți l-aș arăta dacă aș putea, cumva, deci, na. Adică cumva, îl ai la tine sau nu l-ai? M-am trezit la spital și cred că mi l-au luat cei de la spital, dacă mă înțelegi ce spun. Dacă poți să-mi zici un nume, ar fi perfect. Tătar Alex. V-aș ruga să rămâneți la mașină. Da, desigur. Da, încerc, dar nu... Poți să mă dau rost, domnul polițist, ca să vă aud mai bine? Sau deschideți geamul? Cu geamul am o problemă la mâner, dacă mă înțelegeți. Am înțeles. Vă zic eu acum. Flexați mușchiul ăla J. J? Da. Dacă nu mă înșel. Nu, e pe M. Nu cred. Flexați mușchiul M, vă scoate mobilul. Dacă flexați mușchiul K, nu K, pardon, J pe sau M, H. Cum? Pe M, gata. Gata? Da. Ne auzim, da? Da, e perfect acum. Ai să mă prezint și eu dacă tot am vorbit, că m-am prezentat, Ștefan Opa de la Poliția Urban. Încântat de cunoștință. Știu ce am greșit, știu ce am făcut. Eu recunosc toate faptele, nu-i problemă. Și e pe jumătate iertat. Pot să fii colegul sigur îngăduitor. Problema cu... Na, m-am trezit la spital, a fost o problemă mai îngerească, să spun așa, numai că nu am, n-am apelat. E cumva un pic complicat, dacă sigur. Aveți timp, vă pot explica, nu e problemă. Cred că am înțeles. Da, cred și nu... Am... Facem doar o verificare de rutină și... Desigur, nu e nicio problemă. Bă, dar repede m-a putut pe prima. Hai și dacă aveți nevoie de ajutor, să ne spuneți că vă ajutăm. Nu, mă grăbesc aici pentru că o să avem un mic convoi, să spun așa, împreună cu firma. Colegul.
Îmi zice care se grăbește puțin cu face parte dintr-un convoi. Ok, bun. M-ați găsit acolo cu permisul, cu asta, este tot o regulă, domnul polițist? Bun, domnul tătăr Alex, o să vă las data asta cu un avertisment. Ați avut o viteză destul de mare la 3... Știu, recunosc. O să primiți o mică amendă în valoare de 5.000. Vă doresc o zi bună. Mulțumesc, la seminar, la revedere. La revedere. Da, ideea cu convoi e... na. Un pic mai pe iertată, dar nu tot timpul trebuie folosit. Așa că, guys, vă așez și pe voi pe server. O întrebare către toți colegii. Trebuie să ne schimbăm cumva? Mamă, cât suntem! Colegii, mă auziți? Trebuie să ne schimbăm cumva. M-am întrebat la spital, dracu. Bă, ce-ai la gură, bată-te, Dumnezeu. Îți dau din nu poți să duci. Ăla, șmec. Are la el ce are la gură, o ți-o da? Bă, nu mă la cuz, bă, să bani. Te moare. Bă, tine, ți-l mă căzată, dracu, cu cap. Bă, 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 bă. Te bag în terapie intensivă. Băi, gata. Ce faci? Eu te la care caut un tomberon, nici maker. Ce aici, bă? Gura, mă, gura. Bă, uite, bă, ăsta cu părul al meu. Colegul, stai cu minte cu degețelul, că-l bat, poți să-l bag în pământ. Ce bag în pământ, băi? Tocmai ce m-am găsit. M-am bășit fierbinte. Colegi, trebuie să ne îmbrăcăm cumva, sau? Dacă câștigi, meu. Dacă pierd, nimic nu-i atât. Te la sub 2 metri, la pământ, dacă e. Iată-ți, dau. O venit, ai, o venit! Uite, stai aici, camioane, mă! O venit cu tremură din 7-6. Mamă! Cine s-o știe? Colegul Măduțu, colegul Măduțu! Da! Vrei să vezi ce pot să fac? Ia uite aici! Bă, eu tot pe ăsta, mă, muncă! Bine, colegul, o să vii și tu să-l batem pe ăsta, cu părul alb! Bă, dar ascultați-mă cu atenție, vă rog frumos! O să fiți chemați de un cheașul nostru părând înăuntru, câte unul, o să vă scoateți tirul, unul, după ce ați luat tirul mele, ți-l luați din pe parcare și îl puneți frumos în linie după astealte. Nu, sloturi. Păi nu sunt sloturi, nu aici. În partea altă sunt parcarea mare cu sloturi pe numele. Tot acolo ne-a fost aseară. Ok, ok. Le parcați în zona aia, acolo unde să nu fie pe garaje, ca să puteți să scoateți pe rând. Aici o să ai frumos. Cine își aude numele, își scoate tirul, a parcat și când a plecat de pe slotul din garaj, anunță pe stație că a mușcat camionul în loc. Da? Și ce curse l-am? Nu contează, orice cursă. Hai să vorbească nepoții cu domnii de la guvern și pe urmă vedem ce facem, să vedem. E singur un cash-ul. Deci scoateți tirul să nu bug stricați tirurile, v-ați auzit numele, ai fugit, ți-ai scos de dus la birou aici la recepție, v-ați scos tirul și după ce l-ai luat de pe locul de parcare și l-ai parcat, dacă nu știți unde trebuie parcate, puteți veni repede cu mine cât să vă arăt cum să parcați tirurile, să nu iasă halababură. Și luăm și remorca cu ele? Da. Bineînțeles, atașați remorca și haideți repede toată lumea ca să nu. Tirul cu remorca. Dar nu toți. Alergă. S-a dus ciurda. Am înțeles. Bă, ce fuge un cheașul, mă? Un cheașul are suflet de copil, mă, de ce fuge. Ca în tinereță. Leagă. Nu, aici, până în capăt. Primul care parchează de la N20. De la asta sau aici, parcăm în față, la M, ca aici la N. Parcăm de la
N19, că dacă intrăm în prostia aia, dacă... Da, zic de la de... M în fază sau de la N de aici? De aici, aici primul care scoate tirul de aici pleacă, cel liderul de convoi va plic din partea cealaltă. Gen, care parcază aici pleacă ultimul. O să vă strig eu pe nume primul. Prin care morcile pleacă în partea altă, mai în față cu una. Nu contează de aici, cu fața, cu fața așa spre, spre oraș. Încolo. Haideți. Cine ajunge ultimul, n-ai serios. Dar nu-l prind eu din urmă, ia fii atent. Hai că prindeți, băi, vezi că-s băiat serios, că-l bat pe ăla. Ia vezi. Când vin. Fii că-l prinde. Hai că te prind acum, fii atent. Din urmă m-am ajuns al doilea. Ce spumă! I-ai căzut? Unde ești? Ai stați la ele, băieți. N-ai leșină. Stați-mă pe rând. Bă, stați ușor așa, intrăm câte unul civilizați. Bravo, mă auziți? Da. Gen, gen. Bun. Da, da. Un cash-ule, vezi că noi am plecat la încărcare. Mai pe voi să se parcheze acolo, în parcarea aia de... Poți să dau drumul la garaj, da? Să scoți. Da, la noi oricum o să dureze undeva între 10-15 minute încărcarea în ok, nu e problemă. În tier. Mai ești motor în gură, bă, că am ieșit în gură. Ca și recul din gură, că sau nu poți să... Haideți, băi, vin toată lumea în birou. Toată lumea, haide! Dacă e ceva vre, mă sun pe telefon, că schimb stația, ok? Da, da. Salonul nu ai șosetă pe picior. Da. Hai, du-te! Hai! Mișcă! E game! Asta distanța colegii. Colegul cu problemele la ochi. Mai bine stau un pic în spate. Cum e vorbește? De ce? N-are niște probleme foarte mari la ochi, dacă mă înțelegeți. Colegul, dă-i că-i pierdem. Să ții mai distanță mai mare. Ține distanța, colegii. La colegii. Colegi. Cele mă recepționezi? Da.